stimați oficiali ai județului Săraș și reprezentanți ai formațiilor de peste hotare. Astăzi, 15 iulie 2016, deschidem cea de-a 16-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor pentru Românii de Pretutindeni la Fântâna Dorului. Am să dau cuvântul domnilor din prezidiu și am să vi prezint pe fiecare. Domnul primar al orașului Șindeu Silvaniei, domnul inginer Cătălin Septimiu Țurcaș. Să-l aplaudăm, este la al patrulea mandat. I-a murat 6 mandate, mai are 2 de făcut. Cel puțin. Deci, doamna Irina, consilier la prefectura Râșcan din Chișinău, Republica Moldova. Doamna Doina Cociș, director la Direcția pentru Cultură al județului Sălaj. Doamna inspector de specialitate de la Inspectoratul Școlar al județului Sălaj, doamna profesoară Ildiana Jurcă. Domnul profesor Valeriu Chiper, profesor la școala Mihail Sadoveanu din Chișinău, liceul Mihail Sadoveanu din Chișinău, Republica Moldova, veteran al festivalului. Și nu în ultimul rând, domnul Vladimir, vicepreședinte al raionului Florești din Republica Moldova, pentru prima dată în Ardeal la Șimleul Silvaniei. Să aplaudăm încă o dată distinsul și onoratul nostru juriu. Și acum dau cuvântul domnului primar, inginer Cătălin Septimiu Țurcaș, să vă spună, ca de fiecare dată, cuvinte de primire. Poftiți! Să rămână domnișoarelor și doamnelor, bună ziua domnilor! Este o mare bucurie pentru noi și șimleoanii de fiecare dată la mijlocul lunii iulie, când sufletele românești din Șimleu, împrejurim România, din Republica Moldova, din Ucraina, se întâlnesc la Marea Sărbătoare, la Fântâna Dorului. În primul rând, aș vrea să le mulțumesc celor care au făcut efortul cel mai mare, respectiv delegațiilor din Slovacia, Ucraina, Republica Moldova, pentru care drumul a fost puțin mai lung. Eu sper că în aceste zile în care vor fi oaspeții noștri se vor simți bine la Șimleul Silvaniei. Cu siguranță se vor simți bine, pentru că șimleoanii sunt oameni foarte ospitalieri. Și în același timp tuturor delegațiilor din țară care astăzi au ales să fie alături de noi. Evident că trebuie să-i felicităm pe cei care în urmă cu 16 ani au pornit acest festival, respectiv familia profesorilor Neaga. Am participat de fiecare dată cu mult drag în primele 3 ediții ca și șimleoan, în următoarele asta 13-a ca și primar al orașului și m-am bucurat de fiecare dată văzând că tradiția noastră populară este una vie. Eu vă doresc tuturor mult succes în aceste zile frumoase, mulțumesc invitațiilor noștri care au ales să fie astăzi alături de noi și mulțumesc și lui Doina că a reușit totuși să mă îmbrace în por popular. Am probat și am încercat și anul trecut, dar anul ăsta chiar am reușit. Îi mulțumesc foarte mult. Succes festivalului și vă așteptăm și în anii următori cu mult drag. Vă mulțumesc. Dăm cuvântul doamnei Irina, consilier la prefectura județului Râșcan, raionul Râșcan. Sectorul Râșcan, au o altă formă administrativă decât noi, să ne spună și dânsa câteva gânduri. Bună ziua! Cu suflet pentru oameni este gospodarul. Cine oameni dragi să fie, dacă nu primarul? Anume el, primarul, este persoana care pune în valoare toate resursele comunității pentru a-i asigura o dezvoltare prosperă. Moment în care vreau să zic că vin cu un mesaj din partea celor din municipiul Chișinău, Republica Moldova, către toți locuitorii orașului Șimleu Silvaniei, pentru frumoasa și înțeleaptă alegere ce au făcut-o acum recent și au un gospodar pe potrivă, bine meritat în această localitate. Felicitări, domnule primar!
Cât privește festivalul, este o onoare să fim prezenți ca invitați, ca prieteni, ca oaspeți, ca oraș înfrățit cu orașul Șimleu Silvaniei la acest eveniment foarte interesant, care de fiecare dată ne surprinde prin ceva deosebit. În acest an am remarcat că numărul participanților a crescut considerabil. Evident că aceasta ne vorbește că este un festival care este drag la multă lume bună. Să aveți toți o ședere frumoasă și noi alături de dumneavoastră. Vă mulțumim din suflet pentru invitație și cât mai frumoase evenimente în continuare. Să aveți! În continuare, doamna director de la Direcția pentru Cultură al județului Sălaj. Dragi români, ne întâlnim pentru a 16-a oară la Șimleul Silvaniei într-un cadru minunat, cu oameni gospodari și frumoși, ca dumneavoastră și ca toți cei care ne fac onoarea de a fi în fiecare an pe meleagurile Sălajului. Vă transmit un gând frumos și cald de urări de bun venit din partea Ministerului Culturii, prin instituția pe care o reprezint, Direcția Județeană pentru Cultură, și vă doresc ședere frumoasă la noi acasă, la dumneavoastră acasă. Și aș vrea să vă rog pe toți șimleoanii, poate la anul, îmbrățișați ideea de a îmbrăca costumul popular tradițional al zonei dumneavoastră, al nostru, al Sălajului, așa cum și domnul primar a făcut-o astăzi, pentru că sunt atât de puține ocazii când putem să punem în valoare aceste lucruri, care sunt cartea noastră de vizită. Vă felicit încă o dată pentru faptul că de 16 ani încoace susțineți un eveniment cultural deosebit, Primăria Orașului Șimleu Silvaniei și Consiliul Local, de asemenea Inspectoratului Școlar și Centrului de Cultură și Artă, iar dumneavoastră și șimleoanilor vă mulțumim că ne primiți întotdeauna cu atâta căldură. Doamne ajută și felicitări în festival! Mulțumim, doamna director! Mulțumim! Doamna director Doina Cociș! Exact, ca să nu greșim. Și acum are cuvântul doamna profesoară, inspector la Inspectoratul Școlar al județului Sălaj. Dânsa răspunde de activitatea extrașcolară, ceea ce vedeți dumneavoastră cu spiritul și cu toată bunăvoința și dragostea din partea doamnei inspector și a întregului inspectorat școlar. Doamna profesoară Ildiana Jurcă. Mulțumesc frumos! Bună seara tuturor! Mă simt deosebit de onorată să particip, iată și acest an, la 16-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor la Fântâna Dorului. E un eveniment cultural care, iată, astăzi reunește de pretutindeni români care, sigur, în spiritul limbii și în spiritul tradiției se găsesc aici. Vă rog să-mi permiteți să mă adresez în numele Inspectoratului Școlar Județean și al doamnei Inspector Școlar General, profesor Maria Pop, și să vă transmit câteva gânduri bune și, bineînțeles, o ședere cât mai plăcută pe aceste meleaguri sălăjene. Județul Sălaj este moștenitorul unui tezaur de artă populară de o valoare inestimabilă, a cărui bogăție și frumusețe a sporit continuu de-a lungul a zeci de generații și multor secole. Marea dragoste pentru cultura românească, dorința de a păstra peste veacuri crâmpei din obiceiurile și tradițiile populare sălăjene, dar și regretul că prea puțin sunt aceia care încearcă să transmită mai departe ceea ce este al nostru din stăbun, moștenirea culturală strămoșească mă determină să afirm că tradițiile reprezintă o punte între sufletele noastre. Tocmai de aceea să nu lăsăm să treacă pe lângă noi aceste frumuseți cuprinse în obiceiurile și tradițiile noastre, fără să le valorificăm în sufletul copiilor noștri, deoarece tradiția adevărată e singura merinde sufletească, spunea marele scriitor Liviu Rebreanu. An de an, această manifestare cultural-artistică aici, la Șimleu Silvaniei, a atras numeroase grupuri de copii și tineri din țările în care trăiesc comunități de români. Aceștia au venit în frumosul oraș de sub Măgura, cu dorul în suflet și cu dragostea pentru mamă țară, pentru a călca pe pământ românesc, a vorbi numai în limba pe care au păstrat-o de la strămoșilor, pentru a-și prezenta datinile, cântecele, jocurile și portul popural, care l-au păstrat cu sfințenie marea grijă de-a lungul veacurilor. Spectacolele folclorice au constituit un prilej de reale și de pline satisfacții, atât pentru copiii interpreți, cât și pentru spectatorii,
prezenți în toate edițiile festivalurilor naționale și internaționale de folclor și, în mod deosebit, acest festival care are o conotație de ani de zile înscris în calendarul activităților educative naționale și finanțat de Ministerul Educației Naționale Cercetării Științifice. An de an, dorința fraților de peste hotare de a participa la astfel de manifestări organizate de Clubul Copiilor din Șimleul Silvaniei, alături de primăria orașului și, sigur, nu în ultimul rând, cu colaborarea domnului primar al Consiliului Local și îndrumată sub bagheta talentului artistic al domnului director profesor Neaga Gavril și a doamnei profesor Neaga Cornelia, este deosebită și așteptată întotdeauna cu mult interes. Felicităm organizatorii, vă dorim mult succes și să vă simțiți cât mai bine aici pe aceste meleaguri. Vă mulțumesc! Mulțumim frumos, mulțumim! Vă rog să transmiteți, doamna inspector general, că îi mulțumim pentru mesajul transmis și vă asigurăm că vom face în continuare ca această activitate să dureze cât mai mult, să spunem. Da. Mergem mai departe și dăm cuvântul domnului veteran al acestui festival, pe care și șimleoanii îl cunosc și l-au adoptat. Așa? L-au făcut cetățean al orașului, domnul Valeriu Chiper, profesor în Chișinău, în Republica Moldova, conducător al ansamblului Moștenitorii. Poftiți, domn profesor! Mulțumesc mult de această onoare frumoasă pe care și reclamă pe care ne-a făcut-o domnul director. Eu vreau să le mulțumesc pentru următoarea sau această invitație frumoasă pe care ne-a făcut-o ansamblul nostru, domnul director Neaga și primarul municipiului dumneavoastră. Îl felicit încă o dată și din partea orașului Șimleul Silvaniei și îl felicităm și noi, moștenitorii, cu deci al patrulea mandat pe care îl deține. Eu mă bucur de faptul că românii de pretutindeni din ce în ce mai mult îmbracă portul popular românesc. Din ce în ce mai mult Europa și lumea întreagă vorbește despre iile noastre, cămășile noastre tradiționale. Mă bucur că la Chișinău a apărut festivalul iei, festivalul portul popular de vară, de iarnă, Iamania. Deci au început și când se zice domnul primar că tocmai chinezii nu reușesc să coasă iile noastre, să le trimeată încoace în Europa să le purtăm. Eu mă bucur că împreună facem un cerc mare, de la nord la sud, de la est la vest, românii din afara hotarilor și din interiorul țării, formând un cerc mare dacic, așa cum îl făceau strămoșii noștri, încercând să ne cunoaștem între noi care sunt urmașii dacilor vechi și să încercăm să ne unim efortul să facem soarele cât mai mare, să încă o dată mulțumim celor care ne-au invitat și haideți să schimbăm adrese, stimați conducători, stimați copii, să ne cunoaștem nu numai prin scenă și să fugim acasă, să ne schimbăm adresele, să venim și să ne întâlnim unii cu ceilalți. Încă o dată, felicitări celor care organizează asemenea evenimente frumoase. Noi suntem la a 16-a ediție și am venit cu încă o generație de copii frumoși și care se bucură de frumusețea locurilor dumneavoastră. Succes! Și evenimente cât mai multe și cât mai interesante pentru dumneavoastră, pentru că le faceți frumos și orașul se vede cum crește și frumusețea lui, deci o văd toată lumea și pleacă cu amintiri frumoase. Încă o dată mulțumim pentru invitație. Mulțumim și eu doresc lui domnul Valeriu să ne întâlnim și peste 100 de ani, tot așa de tânăr și frumos și plin de viață. Da. Și acum dăm cuvântul domnului vicepreședinte al Consiliului Raional Florești, din localitatea Florești, deci raionul și localitatea Florești, din Republica Moldova, domnul Vladimir. Poftiți. Bună seara tuturor! Domnule primar, stimați locuitori ai orașului Șimleu Silvanii, domnule profesor Neaga, stimați sălăjeni, dragi români de pretutindeni, bine v-am găsit aici, în această localitate minunată din România. Vă salut cald, vă aduc
calde felicitări cu prilejul organizării acestui minunat festival care se desfășoară aici, în această localitate. Doresc succese tuturor participanților la acest festival. Doresc spectatorilor o bună dispoziție și desigur că la mai mult și la mai mare festivalului respectiv. Am venit și noi din Republica Moldova, din Basarabia, cum o cunoașteți, cu un ansamblu de copii, de dansatori, cu care vrem să vă încântăm privirea și să vă bucurăm cu prezența noastră aici, printre voi. Vă doresc o seară frumoasă și o dispoziție cât mai bună alături de acești minunați artiști din toată țara. Mulțumim! A vorbit într-o limbă frumoasă românească, da? Deși este din Republica Moldova. Așa, da. Bun. Le mulțumim domnilor din prezidiu pentru cuvintele frumoase adresate festivalului activității dumneavoastră locuitorilor orașului Șimleu Silvanie. Și acum vreau să mai anunț că această manifestare este organizată de către Clubul Copiilor din Șimleu Silvanie, Inspectoratul Școlar, în parteneriat cu, în primul rând, cu Primăria orașului Șimleu Silvanie, cu Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj, Direcția de pentru Cultură al județului Sălaj și Asociația Culturală La Fântâna Dorului, Asociația Culturală Silvatin, tot din Șimleu Silvanie. Toată această activitate este sub egida Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice. Și acum să vă prezint formațiile care au venit anul acesta la această 16-a ediție. Și începem așa, a Julii Blajului, din Blaj, județul Alba. Bun, domnul primar va înmâna... Stați acolo pe scenă, stați pe scenă, nu? Așa. Da. Din partea clubului... Formația sau ansamblu Codrulețul din Cehul Silvaniei Sălaj. Doamna Doina Cociș, director la Direcția pentru Cultură. La formația Cehul Silvaniei, a venit? Unde ce? Ansamblu Florile Visei Șeica Mare Sibiu. Doamna Irina, aveți onoarea să acordați colacul. Urcă sus. La doamna Irina. La sofă. Vă mulțumim. Ansamblu Codrișorul din Satul Mare. Satul Mare. Satul Mare. Da, mulțumim, doamna inspector. Ansamblu Dobrujanca Dobrun Olt. Hai, Oltul! Așa, domnul vicepreședinte de la Raion, sau ca domnul profesor Valeriu, da? Așa, domnul primar, vă mulțumim. Ansamblul Hagi Slovacia. Hagi Slovacia. Domnul
Mulțumim, mulțumim. Ansamblul Florile Maramureșului, Sichetul Barbatiei. Boroșenii, sunt pe scenă. Bun, așa, bine. Da, mulțumim frumos. Mergem mai departe. Ansamblul folcloric Maguraci. Maguraci. Bine am pronunțat. Slovacia. Și domnul Valeriu are onoarea și cinstea. Mulțumim, mulțumim frumos. Ansamblu Tălâncuța, Oprișenești, Bucovina Nordică, Ucraina. Onoarea, doamna inspector. Domnul primar. Mulțumim, mulțumim, domnilor! Ansamblul Speranța, Solotrino, Transcarpatia, Ucraina. Are onoarea doamna Irina de la sectorul Râșcan. Chișinău. Ansamblul folcloric Căină Reanca Florești, Republica Moldova. Doamna director, Doina Corci și are onoarea să rămâne cu pâinea tradițională românească. Și domnul primar, pe lângă pită, mai trebuie și ceva. Ansamblu Busuior Moldovenesc, Cernăuți Bucovina Nordică. Are onoarea? Onoarea? Doamna. Domnul primar și doamna Filipă, da? Hai. Așa. Hai, schimbă locurile. Și ansamblu Bardău, Acuzul Copiilor, Bardăul, Acuzul Copiilor din Șineu, Silvaniu. Chestări. Și, așa cum spuneau copiii, cei din urmă pot să primi, cum se spune, dar nu sunt în urmă. Ansamblu folcloric, cine putea fi decât? Cei care moștenesc tradiția românească. Moștenitorii din Chișinău, Republica Moldova. Sper că n-a rămas nimeni pe din afară, da? Cumva? Nu. Deci, acestea au fost formațiile. Eu vă doresc în continuare audiție, vizionare plăcută, artiștilor succes și până la miezul nopții să cântăm, să dansăm, să ne prezentăm portul nostru românesc și de fiecare dată să fim mândri că avem acest dezaur al culturii românești, cântecul, portul și jocul. Eu vă doresc încă o dată succes și vă dau în mâna prezentatorului, care va fi profesoara Cornelia Neagă. Iar juriului îi mulțumesc din suflet pentru participare, prezidiul pentru participare, pentru amabilitatea de a rămâna aceste suveniruri pentru dumneavoastră și rugăm în continuare să fie alături de noi. Vă mulțumim din suflet. Succes și numai bine vă doresc
tuturor participanților și locuitorilor, spectatorilor orașului Șimleu. Mulțumesc!